Deși este doar septembrie, în masivul retezat a căzut prima ninsoare. Cei din tâi fulgi de nea s-au așternut la peste 1800 de metri altitudine într-un strat subțire. Este prima ninsoare de anul acesta. Stratul de zăpadă are o grosime de 1-2 cm și cu siguranță se va topi. Dar este primul semn că de acum va trebui să luăm foarte serios în calcul venirea sezonului friguros, a declarat pentru Ager Press șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, citat de publicația Servus. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor care și-au propus să ajungă la munte, să se îmbrace bine și să aibă un echipament corespunzător. Și asta fiindcă temperaturile au scăzut considerabil pentru această perioadă.